Ja sam Nora. Iar o să vin la ploaie. Dar până atunci vreau să vă arăt că aici e o marcă care vreau să o schimb anul ăsta. Deja am mai eliminat o mătuță de pe traseul respectiv. Și să vedeți ce mi-a făcut această marcă. Ea deja picură. Asta este. Da, vă arăt o ramă. Nu mai e nici când să-ți faci lucrări la albinuțe, fiindcă când se termin, începe să plouă. Iată aici o matcă care vreau să o schimb. A depus la ouă de m-a surprins. Am să vă arăt. Iată, e plin cu ou. Deci n-am cum să o schimb pe această matcă. O mai lăsăm un an de zile. Albinețare suficientă. Vreau să vă spun că n-am mai luat înțepături, am rămas cu două. Deci e bună și soluția asta pentru mâini. Las două înțepături acolo. Mergeți înainte. Să mai scoatem o ramă. Vă mai arăt încă o ramă și încă în afară de asta. Aici e plin cu larvă. Vă arăt o ramă cu cuiet căpăcit. Iată aici am blocat cu păstură, o să-i dau și să-i mai dăm ceva de lucru, niște rame. Lucrăm ușor. Dacă lucrăm ușor, reușim să scăpăm din țep. Dacă atingem o albinuță și nu o dăm la o parte, ușor, luăm un ac, ne împrumută un ac. Iată, o ramă. Deci această matcă rămân și ca anul viitor. Iată. Ce? Frumos, foarte frumos ou. Și eu vreau să o schimb. Se mai întâmplă. Bun, cam atâta despre filmul. Da, stați să... Eu i-am pus o ramă la crescut aici. Vă arăt pe aia și gata. Acest lucru. Dăm tratamentul, facem azi ziua de tratamente. Iată, asta e o ramă care am dat-o la crescut. Să văd ce a făcut cu ea, dacă a depus ouă și în asta. E foarte bine. De crescut a crescut foaia. Era prea mult să aibă ouă depuse și în asta. Dar de crescut a crescut-o foarte frumos. Iată o foaie foarte frumos crescută. O
O să-i mai aduc una. Ce să-i faci? M-a surprins această marcă care a zis anul ăsta nu mă schimb, mai vreau să mai trăiesc un pic. Iată, mi-a făcut această surpriză frumoasă să continui. Bun. Bine, data viitoare, nu mă aduc.